A început admiterea la colegiile, școlile profesionale și centrele de excelență din țară. Absolvenții de gimnazii au la dispoziție peste 20.000 de locuri și pot depune actele până în 7 august, atât fizic cât și online. 19 instituții de învățământ au aderat până acum la platforma online. La școala profesională numărul 2 din sectorul Buicani al Capitalei, admiterea se desfășoară și online. Cei care vor să vină personal trebuie să poarte măști și mănuși. Nicolae Mihalache are 16 ani. Îmi place bucătar, să fac profesia asta, să fac mâncare, interesant. Eu și în fiecare zi gătesc și îmi place să fac asta. Vreau să îmbrățișez asta ca profesie și azi am venit să depun documentele. Ai emoții astăzi la depunere? Da, nu. Emoțiile să fie după când să fiu admis. Gabriela Constantinov a discutat cu părinții și vrea să devină cofetar brutar. M-am gândit la mai multe profesii, dar asta a fost alegerea, fiindcă adică e bună și pe viitor. Am foarte mari emoții. Părinții nu i-au lăsat singuri pe viitorii elevi și au venit să îi încurajeze. Sunt puține emoții. Al susțin când vreau să vezi așa profesie interesantă pentru viitorii tale, tare bună profesie. Tot să iasă cu o profesie, să termine școala, tot mai departe, măcar să aibă un viitor ceva. Așteptăm și la buget, că așa, cum așa. Școala profesională numărul 2 are aproximativ 400 de locuri disponibile și oferă posibilitatea tinerilor de a studia la 8 specialități. Avem 395 de locuri pentru programele de formare profesională. Meseriile pe care noi le oferim sunt foarte solicitate pe piața muncii. Mă refer la brutar, bucătar, cofetar, controlor produse alimentare. Au fost depuse în ziua de ieri 64 de dosare, dintre care numai unul online. În vederea bunei organizări, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat o serie de măsuri în vederea prevenirii infecției COVID. Oferta educațională în învățământul profesional tehnic este de circa 20.000 de locuri, dintre care 50% cu finanțare bugetară. În Moldova sunt 13 centre de excelență, 36 de colegii și 24 de școli profesionale. În instituțiile unde nu se vor ocupa toate locurile din prima etapă, se vor face înscrieri și în a doua etapă.